Neața, bună dimineața! Traseul România văzută din tractor are și o componentă neprevăzută, aspecte pe care, oricât ne-am dori, nu le putem controla. Este vorba de vreme. Exact ca în cazul fermierilor, suntem nevoiți ca filmările să le adaptăm la condițiile meteo. Sunt în județul Galați, mă îndrept spre Tulucești, pentru o discuție cu Cătălin Ionescu, inginerul agronom care gestionează o fermă de aproape 1000 de hectare. Drumul este relativ liber, așa că înaintez fără probleme. Beneficiez de tot confortul, așa că ploaia nu mă deranjează deloc. De multe ori, drumul mă incite să folosesc viteza maximă a tractorului, 40 de km la oră, însă o las mai încet pentru că suntem în localitate, iar legislația spune că viteza maximă de deplasare cu tractorul în localitate este de 30 de km pe oră. Noroc că am ajuns, pentru că altfel, pe distanțe lungi și pe o vreme ca asta, legănatul tractorului aproape că te adoarme. Pe o ploaie torențială vom vorbi totuși despre secetă și tehnologiile care fac diferența la nivel de producție, mai ales în anii dificili, pentru care se pare că tot timpul trebuie să fim pregătiți. Este 1 iunie, avem ploaie 9 grade și vreme și avem ploaie. Și asta e cel mai important lucru în momentul ăsta. Avem ploaie, dar uite, noi ne strecurăm cu filmările printre ploile astea. Pentru voi, pentru fermieri, este grozav. Pentru noi e ceea ce ne-a salvat, pentru că acum 10 zile grâul nostru era pe punctul să întoarcă capul în pământ, cum spune agronomii. Adică primele două frunze tindeau să se usuce. Pentru că ploile de astă iarnă n-au fost suficiente. 250 de litri nu au putut reface rezerva de apă din sol epuizată în 3 ani de zile. Da, păi practic, seceta care a fost anul trecut a fost practic apa s-a dus un metru în pământ. Bineînțeles că la un metru adâncime s-a dus mai puțină, cea mai multă apă a fost la suprafață, a rămas la suprafață. Grâul, care este o plantă inteligentă, și-a păstrat rădăcinile la suprafață, pentru că acolo era apa cea mai multă. Problema este că în primăvară, când în toată țara ploua zdravăn, la noi ploua 2 litri, 3 litri, 5 litri sau deloc. Da. Încetul cu încet, odată cu vânturile pe care și-au făcut simțită prezența, cu soarele care a început să ardă, apa de la suprafață s-a evaporat. Pământul a început să se crape și eram pe punctul să pierdem grâu. Eu n-am făcut investiții foarte mari în grâu de anul ăsta. Am simțit că este secetă în februarie anul trecut, mi-am păstrat sămânță, am făcut tot posibilul să pun frână la cheltuieli. Dar vecinii mei au cheltuit enorm de mult, au cumpărat absolut tot, inclusiv sămânța, în condițiile în care erau deja datori din cauza secetei. Da. Vreau să vorbim despre tehnologii, pentru că aici cred că este cheia care ar putea cumva ajuta în situații de genul ăsta. Adică măcar tehnologiile să ne ajute să păstrăm apa în sol, să facem stropiri mai punctuale și în funcție de necesitatea solului. V-ați dotat cu foarte multe echipamente inteligente. Cu prea puține deocamdată. Prea puține, dar de top. Da. Vreau să ne spui și aș vrea să le transmis cumva tinerilor care poate se gândesc să investească în agricultură. Cum se face agricultura la momentul acesta? La ce nivel s-a ajuns din punct de vedere tehnologic și al confortului ai spus că, de lucru în tehnologie? Ai spus că asta ne poate ajuta tehnica. Eu am să spun că deja ne-a ajutat. Ultimii 3 ani de zile, așa cum ți-am spus, a fost secetă. Lumea n-a crezut, pentru că eu spuneam, e secetă și oamenii spuneau, ai făcut 3.000 la hectare la grâu, cum poți să spui că e secetă? Da? Noi am făcut producții în ultimii 3 ani de zile, nu pentru că am avut un regim pluviometric ok, da, ci pentru că am avut hibrizi și soiuri moderne, pentru că am avut tehnică, pentru că fermierii români în ultimii 10 ani de zile s-au retehnologizat fiecare cum a putut, dar în forță. Mai avem mult în a ne retehnologiza așa cum vrem noi, dar numai asta ne-a salvat. Și asta ne va salva și de acum înainte. Pe lângă măsurile de, eu știu, care vor veni probabil să ne ajute în lupta cu schimbările climatice. Eu vorbesc aici de pierderile forestiere. Da. Sau să vedem ce se va întâmpla cu irigațiile care ar trebui să fie repornite în țara asta, da? În afară de asta, primul nostru atu este tehnica. Da, tehnicile cu minimum tilici sau cu no tilici sunt de viitor. Nu folosite în exces. Nu știu cum să spun, nu abuzat. Adică nu merge să faci minimum tilici 6 ani de zile la rând.
Pentru că cazi dintr-o extremă în alta. Da, trebuie să păstrezi o balanță. Păi, vreau uite, să ne vorbești despre exemplul cel mai bun. Echipamentele pe care voi vi le-ați achiziționat. Cred că echipamentul esențial pentru un fermier care vrea să supraviețuiască este metul. Noi va trebui să ne învățăm să intervenim de foarte multe ori în vegetație în funcție de faza, de fenofaza de dezvoltare a plantelor. Și pentru asta avem nevoie de utilaje cu care să putem face lucrul ăsta. Utilaje cât mai performante. Aici este un exemplu. Metodul ăsta e un echilibru între preț și calitate. Uh-huh. În sensul că adună în el foarte multe noutăți tehnologice. În primul rând, am închidere automată pe fiecare valvă în parte, nu pe fiecare segment în parte. Și asta la un preț foarte convenabil, pentru că ăsta a fost unul dintre criteriile pentru care am cumpărat utilajul. Rezervorul frontal care se poate atașa în față îmi crește capacitatea. Ajung cu capacitatea de stocare până la nivelul unei autopropulsate, ceea ce îmi permite să fac mai puține alimentări. Deci o autonomie foarte bună. O autonomie foarte mare. Toate lucrurile puse pe un tractor de 220 de cai putere, căruia îi se pot atașa roți înguste, în așa fel încât să putem intra în culturile prășitoare. Un tractor cu o mobilitate extraordinară, fără să fie articulat, face exact ceea ce face un tractor articulat. E un exemplu de ceea ce trebuie să facem. Va trebui să intrăm de foarte multe ori într-o cultură. Trebuie să renunțăm la obiceiul de a ne programa. Facem două erbicidări, de exemplu, și ne luăm substanțele din toamnă. Complet greșit. Dar sau când ar trebui să le luăm? În momentul în care avem nevoie de ele. Știți cum lucrez eu în momentul ăsta? Vizualizez tarlaua în ziua precedentă și aleg de foarte multe ori să dau cu erbicid, cu un anumit erbicid într-o parte și cu alt erbicid în cealaltă parte a tarlalei, în funcție de buruienile care sunt acolo în tarla. Schimb substanțele în funcție de dăunători sau de boală. La fel cu metul. Mi se spune de foarte mulți ani de zile că trebuie dat fazial. Trebuie să dăm întotdeauna mâncare la plante, nu totul odată, cum se obișnuia. Pentru că planta nu mănâncă o singură dată. Corect. Da, există tehnologii, există îngrășăminte care temporizează eliberarea, să zicem, a azotului. Dar nu e suficient. Noi trebuie să intervenim uneori aproape ca un chirurg să dăm ceea ce trebuie la o plantă care suferă sau care are nevoie să se dezvolte în momentul respectiv. Și asta înseamnă automat utilaje. Utilaje moderne, utilaje cu care să pot să fac operațiunea respectivă. Tehnologii de precizie. Mare, da, precisă și să poată realiza un volum mare de muncă într-un timp foarte redus. În cât timp faceți o trecere cu metu, eu știu, pe o tarla de 100 de hectare? În facultate am învățat de la o profesoară să spun depinde. Depinde. Și a spus, doamna profesoară, cum adică depinde? Păi dacă mă întreabă unul la ce distanță între rânduri trebuie să fie semănată lucerna, cum depinde? Păi zice, depinde. Există și lucernă de sămânță care se seamănă exact ca o plantă prășitoare. Așa am să spun și eu, depinde. Eu pot să fac cu el 100 de hectare, pot să fac și mai mult sau pot să fac mai puțin. În cât timp? Într-o zi. Pot să fac 100 de hectare, pot să fac 50, în funcție de condițiile pe care le am în ziua respectivă. Dumneavoastră vă gândiți doar la viteza de înaintare a tractorului. Exact, da. Eu mă gândesc că există un moment optim și se schimbă tot tabloul în momentul în care mă gândesc asta. Temperatură, vânt, disponibilitatea plantei de a recepționa, de a prelua substanțele respective. Uh-huh. Sunt o grămadă de factori care intră în ecuația asta atunci când faci un tratament. Ce alte echipamente noi, așa de vârf, mai aveți în fermă care, la fel, vă ajută să vă creșteți producția? Că, până la urmă, despre asta vorbim. Din păcate, noi am avut o altă conducere care nu a fost deloc interesată, era în pragul pensiei. Și am rămas cei mai săraci din toată zona. Acum 3 ani de zile ne-ați fi găsit cu 650 în formația rând pe câmp. Lumea oprea mașina și ne filma pentru că și aduceam aminte de vremurile. Da. Ei, în momentul în care ne-am hotărât acum 2 ani de zile, s-a schimbat conducerea și ne-am hotărât să ne retehnologizăm, cam tot ceea ce cumpărăm este luat să vină în întâmpinarea dorințelor și mai ales a piedicilor pe care le vom avea în anii următori. MEAU este curată variabilă. Asta înseamnă că eu voi putea, în momentul în care am o analiză clară, făcută a tarlalei respective, să intru și să dau îngrășăminte mai mult sau mai puțin în funcție de punctul în care ajunge meau. Metul, așa cum v-am spus, are alte caracteristici care îmi permit mie să fac mai puține alimentări, să evit orice suprapunere, pentru că una este să se închidă un segment, atunci ar putea să am o fâșie în care n-a ajuns substanța,
șata e să se închidă doar doar gluza care s-a suprapus. Dacă am vorbit despre caracteristicile acestui met, ce am putea spune? Ce capacitate are? Ce alte beneficii aveți? Cam 3 tone are de soluție. Da, de soluție. Mobilitatea este atuul principal. Și n-am să ascund că și prețul a fost. E primul met de genul ăsta adus în țară. Da. În momentul în care a fost cumpărat... De la cine l-ați achiziționat? De la Apan. Apan? Nu avem utilaje de la o singură firmă. Avem utilaje de la foarte multe firme. Noi nu cumpărăm pachete. Noi cumpărăm o idee de obicei. Și metul l-am cumpărat de la Apan. A fost o idee extraordinar de bună. Așa cred eu, cel puțin. Am colaborat foarte bine cu cei de la Apan. Probabil că ei se supără foarte mult, cei care ne vând utilaje, pentru că întotdeauna își doresc, dacă ai luat de la mine tractorul, înseamnă că o să iei și plugul. Nu, eu plugul iau de la altă firmă. Vă orientați pe piață în funcție și de preț și de performanțele echipamentelor. Deci eu să-ți dau un preț mai bun, să fac o reducere. Ok, nu mă interesează atât de mult reducerea, cât mă interesează utilajul în sine. Da, mă interesează să-l iau mai ieftin. Dacă vorbim de tractoare, ce căutați în general? La ce vă uitați când achiziționați un tractor? Tractorul pe care l-am în spate de la o firmă concurentă, nu de la Apan, are o mobilitate crescută și o viteză foarte mare. De asemenea, foarte are instalat mare, stați puțin că în România deci viteza e singurul tractor 40. Care poate fi omologat să meargă pe autostradă. Este serios? Tractorul care are recordul mondial pe care și-a dovorât singur la viteză. Bine, modelul adică asta, ce dar viteză prinde? El, tractorul pe care l-am eu, 60-70 de km pe oră. Tractorul care a omologat recordul de viteză, același tractor, dar probabil că are alte... Nu are limitare de viteză, e undeva la 170 de km la oră, e recordul mondial. Dar... Și ați mers cu el pe autostradă? Pe autostradă n-a fost cazul, dar destul de mult... Știu că asta este mare... singura restricție în privința tractoarelor, că nu ai voie să mergi pe autostradă. Da, n-am avut nevoie de autostradă. E singura categorie de drum. Dacă aș fi avut nevoie de autostradă, probabil că l-aș fi înscris în circulație și... Vă ajută faptul că tractoarele sunt prevăzute cu GPS, că aveți tractorul ăsta are instalat pe el un GPS, de fapt are mai mult decât un GPS, pentru că are foarte mulți senzori care dau semnale unui centru din Marea Britanie. Este supravegheat nu numai ca viteză de deplasare, să zicem, sau ca locație, este supravegheat și în ceea ce privește funcționarea motorului. E un serviciu pe care ne-l oferă gratuit. Firma care l-a creat, așa l-a gândit, să fie de ultimă generație, să poată fi controlat. El vorbește practic cu noi, ne trimite adică? Semnale, ne spune că la ora 16 în locul cutare a trecut peste o denivelare care s-a transmis pe suspensie și s-ar putea să avem o problemă. Dacă apar probleme, comunică atât cu noi cât și cu cei care asigură mentenanța. Da, asta e progresul în momentul ăsta. Cum credeți că va arăta agricultura peste 5-10 ani? Păi se merge foarte mult spre robotizare. Se discută foarte mult despre drone și sateliți, dar din păcate tot ceea ce am văzut până acum nu oferă decât un sfert din ceea ce promit, pentru că imaginile din sateliți sau din drone îmi spun doar că este o problemă în tarla, deocamdată nu s-a ajuns în punctul în care îmi pot spune dacă am o problemă. Dacă e vorba de un dăunător, de o boală sau de o carență minerală. Dar să știți că ieri am fost la stațiunea de la Brăila, stațiunea de cercetare dezvoltare pentru agricultură, și ei au un proiect exact bazat pe aceste tehnologii, drone și hărți satelitare, și în urma tehnologiilor aplicate pot veni cu informații de genul acesta. Știu, am un coleg care e la catedră și care a cumpărat pentru facultate o dronă foarte performantă. Da, problema este că el identifică o problemă în tarla, dar trebuie să mergi, face și prognoze. Trebuie să mergi pe jos și să constați care e problema. A, bine. Prezența fermierului este absolut esențială. Acum câțiva ani de zile la o prezentare în insula mare a Brăilii, cineva se lăuda, o firmă, nu o să dau nume, se lăuda cu un scanner care putea să identifice la ce adâncime este harpanul. Pământul acela bătut de... Da, foarte bătătorii, da. Varia în adâncimea de lucru a scarificatorului, așa în felul încât să spargă harpanul fără să consume foarte mult carburant. Eu am vrut să urc în cabină cu cel care lucra pe tractor. Ce? Și am constatat că de fapt nu era nimic automat, el umbla la manete și am spus, ce faci?
Și a zis, zice, știi, ar fi trebuit ca înainte să intru încă o dată cu tractorul, să scanez toată tarlaua și abia după aia... Și am spus, și atunci unde e avantajul? Inovația. Deci tu mergi de două ori, eu pierd timp, lasă carburantul consumat, dar pierd foarte mult timp. Asta se întâmplă la ora actuală cu tehnologiile digitale. Nu sunt toate atât de adevărate. Corect. Sunt foarte multe povești, dar e un început. Aceasta a fost prima parte a discuției noastre, dar abonați-vă, rămâneți alături de noi pentru că mâine revenim cu o discuție mai complexă despre ce înseamnă să fii agronom în România, care sunt perspectivele acestei meserii, despre noi fenomene apărute în domeniul agricol și multe altele. Rămâneți alături de noi. Pe curând! Cu bine!